Timp de 3 zile, Făgărașul a devenit capitala jocului de table. Zeci de pasionați ai acestui sport din mai multe orașe au participat la un campionat de table, organizat în acest sfârșit de săptămână în municipiu. Câștigătorii competiției vor putea participa la campionatele europene și mondiale ce vor avea loc în decursul acestui an. Iubitorii de table și backgammon din toată țara s-au întâlnit în acest sfârșit de săptămână la Făgăraș pentru a participa la prima etapă a campionatului național de table din acest an. Chiar dacă vremea a fost nefavorabilă, mulți dintre ei au parcurs sute de kilometri pentru a nu pierde competiția, dar și pentru a se reîntâlni cu vechi prieteni. Am venit la un concurs excepțional de table aici de la Făgăraș și viu de la Otopeni. Am mai fost acum 4 ani. Mă cunosc de oamenii de aici. Ultimii am luat Cupa României acum 4 ani aici. Cupa României. Și acum viu să-mi apăr cupa. Câștig concursul de table și backgammon. Am mai participat la mai multe concursuri. Prima dată când particip aici la Făgăraș. De zile trecute unde ați participat? Am participat la Arena Mall, la Bacău. Ultimul concurs, în decembrie, anul trecut. Și când ați venit mai la Făgăraș, de unde sunteți? Din Onești. Păi particip foarte frecvent la toate turneile care se organizează. Am venit dintr-o considerație pentru culul de profesioniști al lui domnul Drăgănuță și pentru pasiunea mea, că sunt un mare amator și mă consider un jucător profesionist. Asta arătam la un coleg acum, legitimația de la federație cu taxile la zi. Am fost de vreo 2 ori pe la turneile scandinave, prin Paris. N-am fost încă la Monte Carlo la un campionat european sau mondial. Câștigătorii competiției de table vor avea șansa de a participa la campionatul european sau chiar mondial. Acest campionat este o prima etapă pe care o desfășurăm la Făgăraș, județul Brașov. Va continua până la sfârșitul anului probabil un minim de 7 competiții în locuri diferite în țară. De asemenea, voi avea un concurs în care voi duce jucători la campionatul european, cum am făcut și în alți ani. Anul acesta va fi la Velden, în Austria. Vom face efortul să participăm măcar cu un jucător la campionatul mondial la Monte Carlo, în iulie. Astăzi avem 34 de jucători. Sperăm să mai vină. Cei 34 de participanți au trebuit să plătească pentru înscrierea în concurs 50 de lei sau 100 de lei.